Diavolul nu este o realitate impersonală, nu este o energie negativă care este prezentă în univers. Diavolul este o energie, este o realitate, de fapt este o realitate personală, adică este un înger, o persoană spirituală care a devenit demon. Și atunci diavolul când vine să-l ispitească pe tânăr, îl ia din mai multe părți. Încearcă cu rău. Dacă nu reușește cu rău, încearcă cu bine, să-l împingă în cealaltă extremă. Diavolul, el nu are voie să-i facă rău omului. Diavolul este legat de Dumnezeu și nu are voie să se apropie de om. Și singurul care poate să-l dezlege pe diavol este însăși omul. Și atunci, diavolul, ca să aibă acces la om, îl momește. Și general îi propune plăceri. Propune plăceri gratuite, plăceri păcătoase, că există și plăceri binecuvântate, bucurii binecuvântate de Dumnezeu. Dar îi propune plăceri și pe măsură ce omul mușcă momiala și se înțelege și se împărtășește de plăcere, încet, încet îl dezleagă pe diavol, dezleagă asupra lui. Și atunci diavolul, în momentul în care consideră că are suficientă putere ca să dea un atac decisiv, îl lovește, îl izbește pe om. În viața spirituală nu se merge de capul tău. Totdeauna în viața spirituală trebuie să mergi cu povățuitor. De-aia e bine să ai și duhovnic ca și tânăr. Pentru că diavolul, odată că este mult mai inteligent decât tine, pentru că este o ființă superioară ție, spirituală. El, chiar dacă este diavol, chiar dacă nu mai este înger, totuși este o ființă mult mai inteligentă. Înger, cu diavolul nu joci șah, că întotdeauna pierzi. Așa? Deci odată că este mult mai inteligent decât oricare om și după aia are mult mai multă experiență. Tu ești un om, ai o experiență limitată. Diavolul are toată experiența de la întemeierea lumii până acum. Cunoaște toate tipologiile umane, toate temperamentele, toate caracterele. Deci, oricum e mult mai deștept decât tine. Și atunci, tu nu poți să-l birui în luptă directă pe diavol. Și atunci trebuie povățuitor. La spovedania, duhovnicul îl ajută pe om și să îndepărteze răul din viața lui, delictele, ca să spunem așa, păcatele, să nu le mai facă, îl povățește pe calea asta ce trebuie să facă ca să nu mai ajunge, să nu mai ajungă la păcat. Dar dincolo de asta e foarte importantă partea pozitivă, partea constructivă de lucrarea binelui, de sfințire. Pentru că poți la un moment dat să nu mai faci păcate. Să nu mai faci păcate din acestea majore. Poate ai mai neputințe cu gândul, dar nu... Spovedania nu are numai caracter negativ de a pedepsi și de a condamna rău, ci de a construi, de a-l încuraja pe om pe calea sfințeniei, de a-l duce la îndumnezire. Păi ne avem foarte, foarte mult în față, foarte mult de urcat, foarte mult în calea devenirii, de dobândit. Păi nu numai așa să nu ajungi să nu mai faci păcate, cum zicea Părinte Teofil, că cel care mai face păcate la nivelul mortului, că nici mortul nu mai face păcate. Dacă n-ar exista ispite, n-ar exista nici răsplată. Deci, pentru noi nu este important să n-ai ispite. Noi chiar accentuăm mult dimensiunea asta a luptei spirituale. Dacă nu există luptă, nu există nici cununa. Și atunci există ispite în mănăstire și există greutăți în mănăstire. Și unde nu există greutăți, îți mai adaugi tu, îți mai iei tu o greutate ca nevoință. Noi apreciem foarte mult dimensiunea asta a jertfei personale,
și în slujba lui Dumnezeu, și în slujba oamenilor, și în slujba propriei noastre familii spirituale. Și atunci nu ne este frică de încercări, de greutăți. Pentru că știm că pe măsura încercărilor sunt și răsplătirile. Mântuiește pe cei binecredincioși, Doamne, mântuiește. Deci dacă n-ar fi ispite, cum zicea un părinte, nimeni nu s-ar mai mântui. De fapt, Dumnezeu vrea să-ți facă un dar. Și ca să-ți facă un dar, trebuie să-l și meriți un pic. Și atunci Dumnezeu îți dă o încercare, să treci printr-o ispită, printr-o încercare. Ca biruind acea ispită să poată să-ți dea cadou. Uite, ai făcut asta, uite aici. Și cadou întotdeauna este covârșitor de mare raport cu efortul sau cu greutatea pe care ai avut-o de înfruntat. Și atunci, privind dincolo de greutăți, nici nu mai vezi greutățile. Am găsit într-o carte o poveste, zicea așa, că l-am căutat pe Dumnezeu și nu l-am găsit. M-am căutat pe mine însuși și nu m-am găsit. Și când l-am căutat pe fratele meu, i-am găsit pe toți trei. Deci, Dumnezeu, dacă îl cauți, ți se descoperă și când ți se descoperă Dumnezeu, nu există bucurie care să se poată compara cu bucuria care o ai din întâlnirea cu Dumnezeu. Și atunci, dacă ești sincer, Dumnezeu nu se joacă de avați ascunsele, să se tot ascundă de tine. Dacă îl cauți cu sinceritate pe Dumnezeu, Dumnezeu ți se descoperă.